Domnilor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit din nou aici la Casa Guvernului, la cea de-a 50-a conferință de presă după ședința executivului, unde explicăm pe îndelete deciziile importante care sunt adoptate de către Cabinetul de Ministri, dar și temele de actualitate. Astăzi în program avem declarațiile și răspunsurile la întrebări din partea doi ministri, domnul Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, urmate de declarațiile ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun. Stimate domnule Buzu, vă invităm. Ziua. În ultimii ani noi am avut, am fost puși în situația să facem față la mai multe crize, criza refugiaților, criza energetică, aceste crize au fost create din exterior, criza asistenților personal din Chișinău a fost creată de către primăria municipiului Chișinău, primarul Ceban a dat afară sute de asistenți personali, lăsându-i fără surse de venit și lăsând persoanele cu dizabilități severe fără îngrijirea critică de care au nevoie. Aceste persoane, în plină iarnă, s-au pomenit fără un serviciu, fără suport, fără surse de venit și s-au pomenit și fără acea compensație la sursa de energie care era achitată de obicei, inclusiv și din bugetul municipal. Probabil pentru primarul Ceban aceste lucruri sunt simple cifre și economii la buget, dar aici vorbim de cele mai vulnerabile familii, persoane, copii, care nu pot duce o viață demnă și independentă fără asistentul personal. Ceea ce a făcut primăria este absolut ilegal și cinic. Noi am sesizat CNA pentru a constata și a investiga abuzurile de putere și depășirea de atribuții și am atacat în instanță toate ordinele și deciziile municipalității în acest sens. Mai mult am oferit suport juridic tuturor asistenților personali pentru ca aceștia să-și poată proteja drepturile și să obțină dreptatea în instanța de judecată. Guvernul a găsit o soluție la această criză, iarăși care este cauzată de incompetența și indiferența municipalității. Toți asistenții personali care au fost demiși abuziv și pentru care li s-a redus salariul vor fi angajați de către minister prin intermediul unui nou serviciu creat, începând cu luna mai a acestui an. Vreau să spun că la moment constatăm că primarul Ceban a demis aproximativ 650 de asistenți personali și, într-un mod abuziv, a redus norma de salarizare, deci a redus propriu-zis salariul pentru 550 de asistenți personali din municipiul Chișinău. Deci vorbim de aproximativ 1200 de asistenți personali pentru care drepturile de bază au fost încălcate într-un mod brutal. În municipiul Chișinău avem în aproximativ 2200 de asistenți personali, deci vorbim de jumătate din asistenții personali din municipiul Chișinău. Eu vreau ca pentru toți să fie clar, toate motivele invocate de către primarul Ceban și de către primăria municipiului Chișinău sunt minciuni, sunt falsuri. De când a fost creat acest serviciu din 2012, în municipiul Chișinău, acest serviciu, inclusiv serviciile din cadrul programelor de asistență socială, au fost finanțate, atenție, din veniturile proprii ale municipalității. În raioanele Republicii Moldova, acest serviciu și alte servicii sociale erau finanțate de către guvern prin transferul cu destinație generală către consiliile raionale. Deci de când a fost creat acest serviciu, el a fost finanțat din sursele proprii ale municipalității. Reforma Restart, pe care noi am aprobat-o la mijlocul anului 2023, nu a adus ingerințe, nu a schimbat, nu a modificat mandatul primăriei municipiului Chișinău în acest sens. Deci, reforma Restart nu a adus ingerințe mandatul municipiului Chișinău pe acest subiect. Deci toate motivele care sunt invocate de către primăria municipiului Chișinău și primarul Ceban sunt false. Deci,
Noi, în regim de criză, vom ajusta cadrul normativ și vom crea un serviciu de asistență personală pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale și începând cu luna mai a acestui an, toți asistenții personali care au avut de suferit de pe urma acțiunilor abuzive ale municipalității vor fi angajați în cadrul acestui serviciu. Vreau să specific un lucru foarte important, că acest lucru și acest serviciu nu înseamnă că noi vom prelua, vom anula sau vom ingera în competențele municipiului Chișinău pe acest domeniu. Noi în continuare chemăm municipalitatea și pe primarul Ceban să revină în cadrul legal și în cadrul moralității. Până în luna mai, în luna martie, noi deja am executat plăți compensatorii pentru 1200 de asistenți personali care au avut de suferit de pe urma acțiunilor abuzive. Plățile au început să fie executate începând cu ziua de ieri. Fiecare asistent personal care a avut de suferit va primi sau a primit deja o notificare prin SMS la telefon și vor avea posibilitatea să ridice această plată de 5.000 de lei în timp de 2 săptămâni de zile. Asemenea, plăți vor fi realizate și în luna aprilie acestui an, iarăși pentru toți asistenții personali, iar în luna mai, asistenții personali vor fi angajați pe normă de plină, așa cum era firesc, așa cum s-a întâmplat anul trecut, în 2022, și noi în continuare vom insista ca dreptatea pentru aceste persoane să fie realizată, vom insista să mergem în instanța de judecată și ne vom adresa la toate instanțele competente să clarifice acest lucru, pentru că ceea ce a făcut primarul Ceban este un precedent extrem de periculos și injust față de cele mai vulnerabile persoane, familii și copii din municipiul Chișinău. Noi, joi, vom avea o ședință la Minister cu reprezentanții asistenților personali. Noi suntem în comunicare permanentă cu ei. Vom comunica mai detaliat ce urmează să facem și sunt deschis să răspund tuturor întrebărilor noastre. Vă mulțumesc mult! Mulțumim tare mult! Vă rog! Iuliana Mariciuc, reporter cu PNR. Ați menționat că acești 1200 de angajați vor fi reangajați de minister, dar primăria trebuie să-și îndeplinească obligațiunile. Ce mai exact se întâmplă? Sunt angajați pe perioada în care se soluționează problema de interior în municipiu sau ei vor fi, deja din mai, vor fi angajați în ministerul pe acești 1200 de Noi avem indicii clare că primăria vrea să distrugă acest serviciu. Urmează să fie sacrificați încă 1000 de asistenți personali din municipiul Chișinău. De aceea noi, încă o dată, chemăm primarul Ceban și colegii din primărie să revină în cadrul legalității și a moralității. Noi acum întreprindem măsuri pentru a susține și a proteja asistenții personali afectați, dar indiciile pe care le avem noi este că primăria vrea să distrugă acest serviciu. Noi vom crea acest serviciu de alternativă, încă o dată, fără a prelua competențe, fără a anula competențe, pentru că noi este o criză creată de municipalitate și noi trebuie să intervenim să protejăm aceste persoane. Adică, concretizare, cei 1000, îi îndemnați primăria, cei 1000 de angajați să continue să-i achici și să... Exact. Să-și realizeze competențele și obligațiunile. Deci să nu-i demită într-un mod brutal, să nu-i șantajeze, să nu-i umilească. Să vă imaginați că noi avem în Chișinău avem peste 38 de cazuri în care asistentul personal nu este membru de familie. Acești asistenți personali au fost dați afară și au plecat. Și avem persoane cu disabilități grave care nu pot să bea apă, nu pot să ia medicamente, nu pot să se alimenteze într-un mod independent. Și noi trebuie să întreprindem aceste măsuri să protejăm aceste persoane. Deci este o situație extrem de gravă, dincolo de cifre, dincolo de economiile din buget. Este absolut cinic ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău. Încă o întrebare
primăria anunța anterior că s-a ajuns la această criză pentru că nu are bani să achite acești angajați și anume din motiv că s-a renunțat la acel fond. Dumneavoastră ați menționat că din acel fond se acopereau cheltuielile sau achitarea salariilor pentru 400 de asistenți personali de capital. Dacă ați putea să ne spuneți mai exact câți angajați se achitau din acel fond și cât e realist ceea ce spun responsabilii de la primărie. Deci, pe problema fondului de susținere a populației, în ultimii doi ani, atât în 2022 și 2023, nu erau încasări. Deci fondul era un instrument suplimentar de a susține programele de asistență socială în Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. De doi ani, acel fond era falit. Și ceea ce se întâmpla era că autoritățile planificau salarizarea persoanelor, iar în fond nu se încasau acele resurse. Și se creau crize, deficite, trebuia consilierii raionale și autoritățile publice erau puse în situația să facă modificări la buget, să realoce sume, să identifice sume suplimentare. Și ceea ce am făcut noi este că am vrut să inducem această claritate și în raioanele Republicii Moldova, unde guvernul a preluat mandatul de gestiune a serviciilor sociale, a identificat resurse suplimentare pentru a finanța acest serviciu, pentru că în fond nu erau acumulări. Și în municipiul Chișinău, acest lucru trebuia să se întâmple, că similar trebuia să facă și municipalitatea. Noi, această decizie a fost aprobată în iulie 2023, noi am avut discuții cu municipiul Chișinău pe acest subiect de mai multe ori, inclusiv schimb de note și documente explicative în luna noiembrie anului 2023. Deci municipalitatea a avut suficient timp și a cunoscut din timp despre această modificare. Și repet, fondul era falit de 2 ani de zile. Ceea ce am făcut noi este să aducem o previzibilitate cu privire la finanțarea salariilor asistenților personale din Republica Moldova. Municipalitatea a avut timp să identifice, să clarifice acest lucru. Mai mult, dacă veți examina bugetul provizoriu al municipalității, o să vedeți că pentru anul 2024, pentru serviciul de asistență personal în municipiul Chișinău, au fost planificate 177 de milioane de lei. Bugetul provizoriu aprobat de municipalitate nu este executat. Pentru că se dorește economii, crearea unei crize și așa mai departe. Mulțumim, Codina Avram. Din acest de domnul Buzic, dumneavoastră ați spus că în luna martie și aprilie asistenții personali vor primi câte 5.000 de lei. În cazul în care în luna mai primăria nu îi va mai achita, ce se va întâmpla din luna mai? Toți asistenții personali care la care li s-au întrerupt contractele de muncă, pentru acești asistenți noi vom găsi soluții să-i angajăm în cadrul serviciului, pentru că este important ca persoanele cu dizabilități severe, copiii cu dizabilități severe, să beneficieze în continuare de suportul care va fi. Deci, în regim de criză vom activa pentru a găsi soluții, pentru a găsi resurse, să protejăm aceste persoane. Dar am fost identificat un buget pentru susținere. Deci noi suntem acum în discuții cu în cadrul Ministerului. Noi vom veni cu soluții clare săptămâna viitoare. Deci noi vom opera anumite modificări pentru ca să ne permită să identificăm aceste resurse. Aceste resurse cel mai probabil fiind identificate din fondul de intervenție, pentru că nu avem în alte linii de buget planificate asemenea bani. Și vom crea toate premisele pentru ca să avem acest serviciu de asistență personală gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru că, aparent, în municipiul Chișinău, acest lucru nu este o prioritate. Duceți discuții cu Ministerul Finanțelor? Deci, în cadrul Guvernului, acum discutăm pentru a crea toate premisele, să protejăm asistenții personali și persoanele de care ei au grijă. Mai avem timp de câteva întrebări? Laura, o întrebare de precizare. Dacă știți să-mi ziceți aproximativ impactul bugetar care va fi, înțeleg, sunteți în discuții, dar dacă aveți niște cifre aproximative.
Și dacă municipalitatea în bugetul provizoriu a planificat 177 de milioane de lei, vorbim de aproximativ o sumă similară. E clar că deja suntem în luna martie, o parte din ei în continuare sunt salarizați din bugetul primăriei, dar este un... pentru noi nu este o problemă de bani. În primul rând, pentru noi este o problemă de empatie și moralitate. Tot timpul, în orice stat, există discuții mai aprinse pe competențe, pe cum se împart resursele. Dar aici este vorba, încă o dată, de cei mai vulnerabili, adulți și copii și familii din municipiul Chișinău. Eu sper foarte mult, când o să punem punct la această criză, unicul lucru pozitiv care o să iasă din acest episod extrem de jenant și tragic este că în societatea noastră vom începe să apreciem munca extrem de importantă și dificilă a asistenților personali și a colegilor mei din asistența socială. Eu sper foarte mult că aceasta va fi unicul lucru pozitiv. Domnul Maciac, vă rog. Domnul ministru, bună ziua, spuneți-mi, rămâneți în luna cu indexarea pensiei de la 2 aprilie, cu cât va fi și dacă există, să spunem așa, spațiu pentru mai mult. Legea spune că pensiile vor fi indexate la 1 aprilie, pensiile vor fi indexate la 1 aprilie. În acest an, pensiile vor fi indexate cu 6%. Noi am ajustat cadrul legal pentru ca să asigurăm acest lucru. Când vom identifica resurse suplimentare pentru a susține pensionarii din Republica Moldova, acest lucru va fi comunicat. Eu vreau să vă spun că în luna decembrie, până în luna februarie, noi am demarat un program prin care am oferit a 13-a pensie pentru 56.000 de pensionari din Republica Moldova, pensionari cu venituri reduse, care s-au născut înainte de 45 și s-au pensionat înainte de 99, pentru 56.000 de pensionari. Tot în luna decembrie, anului 2023, am oferit o plată unică pentru toți asistenții personali din Republica Moldova. Deci, în timp ce guvernul oferea o plată unică de 5.000 de lei pentru toți asistenții personali, municipalitatea Chișinău făcea planuri pentru ca să abuzeze și să distrugă serviciul din municipiul Chișinău. Vă rog. Iulia Sărban, jurnal TV. Să ne spuneți dacă asistenții personali își vor primi salariile și pentru lunile în care ei nu au lucrat, pentru perioada în care contractele au fost întrerupte, și dacă vă gândiți, odată ce îi reangajați, să le majorați și salariile, dumneavoastră, ca și ministru, ce ați putea face cu 5.000 de lei? Adică ce pot ei face cu acel bani? Noi, cum am zis, oferim aceste plăți compensatorii. Dacă o să vedeți inclusiv documentul și conceptul reformei de start, vorbim despre salarizarea colegilor noștri. Nu poți face foarte mult cu 5.000 de lei și trebuie să creștem salariile, dar trebuie să facem lucrul acesta într-un mod responsabil, să identificăm acele resurse și pentru noi lucrul ăsta este o prioritate. Noi am făcut și vom face investiții în domeniul asistenței sociale. Din luna mai vom angaja asistenții personali cu privire la salariile pe care trebuia să le primească și nu le-au primit. O să mergem în instanță. Deci, acum avem pe rol trei tipuri de cazuri. Cancelarea de stat a contestat în instanța de judecată. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a contestat în instanța de judecată și asistenții personali, unii ajutați de noi, alții ajutați de alte organizații, au contestat în instanța de judecată. Eu sper foarte mult că justiția din Republica Moldova le va face dreptate și municipalitatea va fi impusă să le restituie toate salariile și toate pagubrile create de aceste abuzuri. Ultima întrebare, vă rog. Declarația unor angajați în sistemul asistenței sociale și personală de țară, care au spus că au fost dați afară în urma reformei de start, deci au fost asigurați că nu vor fi demiși. Să ne spuneți câți angajați au fost dați afară sau demiși și care a fost motivul?
În primul rând, eu nu am dat asigurări nimănui. Ceea ce am spus eu este că noi, prin reforma Restart, nu vom reduce numărul de personal din sistem. Majoritatea colegilor noștri s-au regăsit în noul sistem. Noi am făcut evaluări pe partea de pregătire profesională, experiență, modul în care și-au realizat sarcini, integritate. Și acele persoane care nu au trecut această evaluare, nu li s-a propus oferta să se regăsească în noul sistem. Dar vorbim de 2% din toți colaboratorii din sistem. Mulțumesc frumos! Mersi, mă! Stimați colegi, vă reamintesc, urmăriți în direct pe platforma Guvernului conferința de presă de după ședința executivului. Mai departe continuăm cu declarațiile Ministrului Educației și Cercetării, cu aspecte adoptate în ședință, dar și cu unele informații de actualitate de pe agenda Ministerului. Domnule Ministru Dan Perciun, vă invităm. Bună ziua tuturor! Așa se face că astăzi pare că subiectele legate de municipiul Chișinău sunt în prim plan. Eu am să mă refer la un alt subiect, mult discutat în ultima perioadă, unde municipiul Chișinău a decis să reducă cheltuielile și să sisteze prestarea unui serviciu foarte apreciat și necesar pentru părinți, și anume grupele cu program prelungit. Contextul, doar pe scurs să-l reiterăm, vă aduceți bine aminte, municipiul Chișinău, timp de 3 ani de zile, a finanțat din bugetul municipal aceste servicii, iar la începutul anului 2024 a decis și starea prestării acestui serviciu, probabil din aceleași motive din care a decis și să reducerea cheltuielilor pentru asistenții personali, supracreditarea din ultimul an în context electoral și necesitatea achitării creditelor contractate de la băncile comerciale la dobânzi semnificative care nu le-au permis să continue să achite pentru servicii de primă importanță pentru cetățenii municipiului Chișinău. În această situație, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, chiar dacă municipiul Chișinău a decis să nu mai finanțeze din buget serviciu, era ca Consiliul Municipal să aprobe metodologie prin care să stabilească cât costă o grupă cu program prelungit pentru părinți, dacă părinții sunt dispuși să achite aceste servicii. Și noi am așteptat la Minister din luna ianuarie ca Consiliul Municipal să adopte o asemenea decizie, să aprobe o asemenea metodologie. Consiliul Municipal Chișinău, din păcate, era preocupat de crearea coaliției între MAN și PSRM și nu au avut timp să abordeze subiecte de primă importanță pentru chișinăuieni și așa și nu a aprobat o metodologie, așa și nu există un buget pentru anul 2024 care să fi fost supus dezbaterilor publice și în aceste condiții noi ne vedem obligați din partea Ministerului să aprobăm o asemenea metodologie, să oferim o soluție pentru școli și o soluție pentru părinți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de principiu o să existe un regulament aprobat de către Minister, o să-l publicăm mâine, prin care o să stabilim foarte clar cât costă aceste grupe cu program prelungit în funcție de regimul lor, dacă sunt de 3 ore sau de 6 ore și instituțiile de învățământ poate să încaseze aceste resurse de la părinți dacă părinții sunt dispuși să achite pentru ele. Costul va varia probabil în 350 pentru o grupă de 3 ore și 500 de lei pe lună, urmând ca după aprobarea ordinii de către Minister, instituțiile de învățământ să discute cu părinții și să decidă cum nemijlocit implementează aceste prevederi. Oricum, din punct de vedere legal, ar fi fost normal Consiliul Municipal, pentru că așa stabilește legea, de asemenea taxă să aprobă de către Consiliul Municipal, de fapt, dar noi am decis că în condițiile când Consiliul Municipal este absent, are o agendă paralelă față de necesitățile chișinăuienilor, să aprobăm noi la nivel de minister o asemenea metodologie, cel puțin să oferim un cadru orientativ pentru școli care să-l poată aplica și debloca situația care stă paralizată din luna ianuarie. Îndemnul nostru ar fi fost în continuare primăria să-și fie onorat acele angajamente. Cu siguranță primarul Ceban, când a mers în campanie electorală, n-a spus că o să înceteze grupele cu program prelungit și să-și onoreze acele obligații. Aici nu pot și eu să remarc, în bugetul provizoriu al municipiului sunt 18 milioane de lei în acest scop alocate, care așa și stau și nu sunt valorificate.
și situația este suspendată. Respectiv, pentru a debloca, aprobăm această metodologie la minister, o oferim instituțiilor de învățământ, le încurajăm să o aplice și să putem să deblocăm și această situație iarăși creată de pe urma incompetenței, reavoinței și cinismului, cum zicea și domnul ministru Buzu, a primarului Ciolan. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări pe această, pe acest subiect? Dacă nu, vă mulțumim mult și vă încurajăm să difuzați ordinul care urmează să fie aprobat. Mulțumim tare mult, doamnelor, domnilor, vă reamintesc că ați urmărit mai devreme, după ședința executivului, declarațiile de presă susținute de Ministrul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministrul Educației și Cercetării, la subiectele de actualitate, iar noi continuăm să vorbim despre subiectele cele mai importante pe agenda executivului și cele care au fost analizate. Vom face și o repriză, o pauză în cazul în care colegii din presă vor avea întrebări de actualitate ca să le comentăm, după care deja vom continua cu proiectele prioritare. Vreau să încep, înainte să trecem la agenda ședinței de guvern, că săptămâna trecută, după cum vă aduceți aminte, premierul Dorin Recean a făcut lansarea programului Guvernul Construiește, s-a vorbit despre mai multe subiecte care sunt legate de activitatea executivului, acțiuni concrete în beneficiul cetățenilor. Astăzi vreau să anunț în spirit de transparență fiecare cetățean de la mic la mare că poate intra deja pe pagina guvernului gov.md și consulta fiecare din cele 850 de proiecte deja implementate din diferite localități ale țării și cele care sunt în curs de realizare. Altele 500 de proiecte vor fi terminate până la sfârșitul anului și actualizate de asemenea transparent pe pagina executivului. Pe notă mai umoristică, m-am bucurat că printre primii care au consultat site-ul nostru este și comunicatoarea primăriei Chișinău, care a apreciat funcționalitatea, design-ul și informațiile prezentate, chiar dacă pe un ton ironic a invitat instituțiile statului și presa să afle cât a costat platforma lansată de guvern. Aici vreau să informez cu toată deschiderea și amabilitatea că această platformă a fost gândită, executată și desigur că implementată de echipa guvernului fără costuri suplimentare din bugetul de stat sau fără alte resurse investite decât cele care sunt realizate aici în interiorul echipei guvernului. Dar suntem bucuroși că și de această dată Primăria Chișinău vede guvernul ca un exemplu în acest sens, un exemplu de transparență și totodată vreau să invităm ca și detaliile implementării proiectelor primării, care sunt neclare în continuare, să fie transparentizate, iar răspunsurile la solicitările presei, care se lasă mult așteptate, să fie și ele răspunse pe parcurs. Să recapitulez, deci, programul Guvernul Construiește, pe pagina gov.md puteți vedea toate proiectele, e vorba despre renovarea orașelor și satelor din Moldova, care continuă în fiecare localitate, extinderea iluminatului stradal, 300 de kilometri noi aduc îmbunătățiri în siguranța și confortul cetățenilor, cu peste 192.000 de beneficiari care sunt deja ai acestor inițiative. Educația modernă înseamnă 186 de școli și grădinițe modernizate, 133 de săli și terenuri sportive reparate, investiții pentru 7 universități și colegii deja lansate. Prim-ministru a mai punctat că datorită programelor guvernamentale avem acces îmbunătățit la apă potabilă și canalizare, asigurat pentru peste 125.000 de gospodării. Sectorul medical este și el în transformare, cu investiții de peste 2,4 miliarde de lei în modernizarea spitalelor, dezvoltarea infrastructurii cu construirea și renovarea 57 de poduri noi și cele care îmbunătățesc conexiunile regionale. Cu alte cuvinte, cine are ochi vede, cine are urechi aude, informați-vă din prima sursă și nu ezitați de fiecare dată să consultați platformele web ale instituției noastre, dar și ale ministerilor, pentru a vă informa din prima sursă. Tot la capitolul transparență, vreau să reamintesc că premierul Dorin Recean a prezentat raportul Guvernului pe anul 2023 și raportul privind acțiunile întreprinse de guvern pe perioada stării de urgență. Asta s-a întâmplat tot săptămâna trecută. Premierul a prezentat în plenul Parlamentului acest raport care indică prioritățile centrale ale executivului și acțiunile care au fost implementate. Este un document consistent care este disponibil pentru toți spre lectură, adică dacă colegii din presă, societate, dar și cetățeanii
cetățeanul care urmărește această conferință de presă, dacă este curios prin ce, cu ce realizări ne-am bucurat în această perioadă, o puteți face pe pagina gov.md la rubrica Transparență, toate aceste informații sunt actualizate. Și pentru că au fost foarte multe conversații în spațiul public legate de starea de urgență, premierul a punctat care au fost prioritățile, motivele care au stat la bază și instituțiile statului au furnizat și ele un raport consistent, care se regăsește la secțiunea corespunzătoare și oricine poate să consulte informația dată în regim liber. Vreau mai departe de pe platforma guvernamentală să vorbesc despre sectorul agriculturii. Subvenții de peste 610 milioane de lei au fost distribuite agricultorilor în primele luni ale anului 2024. De la începutul anului până în prezent, suma debursată de AIPA, instituția responsabilă din domeniu pe conturile agricultorilor, a atins cifra de 610 milioane de lei, fiind marcată o creștere considerabilă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când suma era de 261 de milioane de lei. Amintim că pentru anul curent, Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de circa 1,6 miliarde de lei și sunt acțiuni concrete orientate pentru acest sector în adresa cetățenilor. Totodată, un alt aspect ține de digitalizarea serviciilor prestate cetățenilor și digitalizarea procesului este în continuare, realizat de către instituțiile responsabile. Casa Națională de Asigurări Sociale a lansat un nou serviciu electronic care permite cetățenilor să obțină certificatul sau certificatul de beneficiari sau nebeneficiari de prestații sociale online prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului mcabinet.gov.md. Astfel, acest certificat poate fi obținut în timp real, fără a fi necesară deplasarea la ghișeu, este semnat în format electronic, având aceeași valoare juridică ca și documentul eliberat pe suport hârtie, poate fi descărcat, stocat în format electronic, fiind ușor accesibil celor care au nevoie. Cum puteți obține acest certificat? Deci, cu semnătura electronică accesați portalul guvernamental al cetățeanului, și tot acolo accesați cabinetul personal și selectați blocul de date, asigurări sociale, CNAS, se solicită certificatul și poate fi vizualizat de către persoanele responsabile. Serviciul electronic a fost dezvoltat de către CNAS cu suportul Agenției de Guvernare Electronică și se încadrează în strategia autorităților de a digitaliza serviciile publice într-un număr cât mai mare până în anul 2030, cifra fiind de 100%. Vreau să vorbim și despre subiectul împăduririi. Doamnelor și domnilor, știți că Ministerul Mediului al Republicii Moldova a lansat programul de împădurire, ediția de primăvară. Generația Pădure este campania națională sub egida președintei Sandu. Instituțiile publice, organizațiile non-guvernamentale, dar și cele din domeniul de afaceri s-au prezentat într-un număr mare în ultima perioadă și au participat la sezonul de plantare de primăvară. Aceste acțiuni sunt continuate și mai departe până la finele primăverii. Invităm și pe această cale toată lumea care este interesată să consulte pagina Moldsilva, autoritatea publică responsabilă de delimitarea sectoarelor unde este realizată împădurirea și să participe neapărat în programul de împădurire, să încurajați cât mai multă lume să realizeze și să participe prin contribuția personală la înverzirea plaiului natal. Vreau pe această cale să remarc, informații suplimentare pot fi consultate pe pagina atât a Moldsilva pe care am menționat-o, dar și a Ministerului Mediului care conțin detalii punctuale. Totodată am primit în mediul online mai multe întrebări legate de ofertele de angajare în instituțiile publice. Pe această cale dorim să informăm opinia publică că toate ofertele pe care le are executivul sunt disponibile pe platforma cariere.gov.md. Toată lumea interesată de un job în serviciu public poate să acceseze respectiva platformă și să consulte oportunitățile care sunt disponibile în această privință, astfel încât să puteți să aplicați în funcție de competențele profesionale la joburile care sunt disponibile în cazul de față. Avem locuri vacante inclusiv în cadrul
cadrul subdiviziunii de comunicare a Guvernului Republicii Moldova, în cazul în care persoanele interesate în domeniul comunicării sau relațiilor cu presa sunt interesate de un job într-o echipă de comunicare la guvern, sunt invitate să aplice. Direcția comunicare a Guvernului este la fel în căutarea unui consultant principal. Data de aplicare este până la data de 25 martie. Invităm pe toată lumea să fie parte a echipei de comunicare care construiește Moldova europeană împreună. Deci, fac aici o mică pauză în cazul în care colegii din presă au careva întrebări care să le preluăm. Dacă nu, am să continui. Da, vă rog. Da, deci doamna viceprim-ministru Cristina Gerasimov într-adevăr are o agendă foarte consistentă pe care o realizează la Bruxelles. După cum ați remarcat, nu este doar vizita domniei sale în calitate de negociator șef pentru Republica Moldova, dar și instituțiile responsabile din țara noastră. Asta înseamnă discuții punctuale pe fiecare domeniu și de prezentare a evoluțiilor care țin de ceea ce au reușit să realizeze instituțiile la acest nivel, dar și contactul instituțiilor naționale cu departamentele relevante din cadrul Comisiei Europene. Deci, în fiecare zi în această săptămână se trec capitole noi, deci se iau pe capitole tematice. De exemplu, săptămâna trecută a fost domeniul concurenței, în această săptămână este criteriul economic, mai exact, fără a vă plictisi cu domenii tehnice, e vorba despre capitolul 5, 24 și 32. Puteți să vedeți mai multe detalii referitoare la capitole pe pagina instituției unde ele sunt listate în detalii. Deci, responsabilitatea doamnei Gerasimov la această etapă este ca să deschidă cât mai multe uși la Bruxelles în sensul comunicării cu partenerii a priorităților care sunt pe fiecare domeniu. Pentru că au fost mai multe întâlniri cumulativ realizate, planificăm la sfârșitul acestei săptămâni să realizăm un eveniment de presă în care doamna viceprim-ministru să informeze punctual și în detalii toată agenda de întrevederi. Pe partea formală, vorbim aici despre întrevederi cu oficiali de rang diferit de la Bruxelles și conversațiile care sunt este pe analiza deci, domeniilor sectoriale. Uite, aici este progresul nostru, ce avem de făcut în timpul apropiat. Deci este o sincronizare a agendei noastre europene și astfel de vizite tematice a grupurilor de instituții naționale împreună cu Biroul pentru Integrare Europeană și doamna Gerasimov vor mai fi pe viitor. Cu cât ne apropiem mai mult de Uniunea Europeană, cu atât și birocrațiile noastre urmează să interacționeze cât mai frecvent pe platformele comune. Cu plăcere! A constatat că accesul la informații și nivelul de transparență în Republica Moldova, de transparență în procesul decizional, este redus în Republica Moldova. Experții au criticat practica de a numi interimari la conducerea unor instituții importante și recomandă ca toate persoanele cu funcții executive de conducere să fie incluse în lista categoriilor de funcționari care pot fi investigate și urmărite penal de Procuratura Anticorupție pentru săvârșirea anumitor infracțiuni de corupție. Totodată, GRECO recomandă să fie luate măsuri eficiente pentru a asigura respectarea obligațiilor privind libertatea de informare, examinarea cererilor pentru informații de interes public în termenul legal. Vreau să întreb, cum comentați aceste lacune și ce măsuri ia Guvernul pentru a îmbunătăți situația? Cam asta. Pentru că mi-am cerut o reacție săptămâna trecută, colega mea, dar, din păcate, nu ați dat un răspuns. Da, mulțumesc. După cum cunoașteți și dumneavoastră și colegii din presă că am mai vorbit pe aceste subiecte, o prioritate centrală a acestui guvern, dar și a instituțiilor publice din Republica Moldova este să transparentizeze cât mai mult procesele existente. De la procedurile formale, care vizează procesul de consultări, publicarea proiectelor de decizii pe platforme cum este particip.gov.md, până la organizarea consultărilor, deci este un amplu proces
de discuții care implică atât cetățeanul de rând care dorește să se dea cu opinia pe un subiect sau altul, cât și societatea civilă. Indicatorul pe care l-ați menționat dumneavoastră probabil face parte din lista de recomandări pe care le auzim în mod constant. Cert este că multe alte studii relevă despre faptul că transparentizarea și interacțiunea autorităților publice cu societatea civilă trebuie să fie cât mai strânsă. Este o prioritate inclusiv pentru executiv. O facem de fiecare dată. Vreau să reamintesc că Guvernul Republicii Moldova a susținut modificarea legii cu privire la accesul la informații, care induce noi modificări și termene mai utile pentru societatea civilă, pentru colegii din presă, la examinarea solicitărilor de informații care sunt. Și problemele pe care le avem, noi cu toții le cunoaștem, pot fi probleme de capacitate atunci când nu sunt oameni care să facă față volumului de muncă care este colosal, sau de organizare, dar de fiecare dată se intervine pentru a ne asigura că toate informațiile care sunt prezentate și plasate spre analiză sunt realizate în modul corespunzător. Și cuvântul transparență, după cum cunoașteți, este parte și din vocabularul pe care l-am eu în calitate de comunicator al executivului. În spirit de transparență a fost primul mesaj pe care l-am comunicat atunci când am lansat și aceste conferințe de presă care vin să explice pe îndelete cetățeanului despre deciziile pe care le iau autoritățile. Suntem la ediția 50-a. Dumneavoastră, ca jurnalistă, ați văzut de fiecare dată că la aceste întrebări noi am răspuns cu maximă deschidere. Deci, la modul concret, este îmbunătățirea continuă a legislației, examinarea practicilor în cazul în care au fost careva neclarități și, desigur, că transparența proactivă, atunci când totul se anunță fără solicitare, dar se plasează pe platformele noastre exacte. Mulțumesc pentru întrebarea adresată. Bun, deci, doamnelor, domnilor, reamintesc, urmăriți în direct pe platforma Guvernului conferința de presă săptămânală după ședința executivului. Vă mulțumim pentru că urmăriți din prima sursă aceste informații. Nu ezitați dacă vedeți în spațiu public detalii care nu corespund cu realitatea, neapărat să semnalați acest lucru, astfel încât să ne asigurăm că informațiile corecte și verificate sunt prezente în spațiul public. Vreau foarte pe scurt să mă refer la trei hotărâri de guvern care au fost astăzi discutate, reamintind totodată că celelalte hotărâri adoptate în ședința executivului sunt disponibile și pe platforma gov.md, unde sunt și notele informative tematice. Deci, în primul rând, procedura de înmatriculare a vehiculelor va fi simplificată de către executiv. O hotărâre a fost aprobată în acest sens astăzi. Proiectul urmărește digitalizarea serviciilor publice și facilitarea modului de interacțiune între beneficiari și autorități. Proiectul deci reduce numărul de vizite la ghișeu, un șir de acte nu vor mai fi obligatorii, iar accesul documentelor disponibile pe platforma M-Connect va fi extins. De asemenea, persoana va putea transmite dreptul de proprietate asupra vehiculului fără prezența obligatorie a automobilului. Nu va mai fi obligatorie nici eliberarea copiei certificatului de înmatriculare și radierea de la evidența autoturismului. Totodată, termenul de 5 zile lucrătoare oferit pentru verificarea care urmează supus automobilul la necesitate va fi extins până la 30 de zile. O altă decizie adoptată astăzi vizează majorarea burselor de studii pentru elevi și studenți. Colegii de la Ministerul Educației vor veni cu informații punctuale. Cert este că bursele de merit pentru elevi și studenți vor fi dublate, de rând cu plățile lunare de care beneficiază tinerii care studiază în instituțiile cu profil militar. Va fi majorat și cu 5,5% cuantumul burselor lunare pentru elevii din colegii, școli profesionale și centre de excelență. În acest sens, în beneficiul elevilor, în beneficiul generațiilor care vor reveni în scurt timp în mediul profesional, de la bugetul de stat au fost alocate suplimentar 48 de milioane de lei. Ministrul Dan Perciun și colegii de la minister vor reveni cu informații suplimentare și detalii referitoare la aceste burse. Totodată, guvernul facilitează și exportul produselor moldovenești pe piața statelor EFTA. După cum vă duceți bine aminte, premierul Recean împreună cu vicepremierul Laiba au participat la semnarea acestui document în
în cursul anului trecut. Respectiv, la etapa actuală, noi menționăm că exportatorii de produse moldovenești vor beneficia de condiții comerciale economice mai bune pe piața statelor membre ale EFTA, iar ratificarea acordului între Republica Moldova și EFTA a fost aprobată astăzi de către executiv. Documentul a fost semnat pe 27 iunie la Șan, în Principatul Liechtenstein, și urmează să meargă în Parlament. Reamintesc pe cifre, în 2023 exporturile de produse moldovenești în țările membre EFTA a ajuns la 33,3 milioane de dolari, iar importurile au însumat 64 milioane de dolari. Dacă mă întrebați care state sunt în această structură, este vorba despre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană. Trec mai departe în revistă și agenda membrilor Cabinetului de Ministri. Ministra Sănătății Alla Nemirenko participă în perioada 20-21 martie la conferința internațională care vizează o viață mai bună pentru integrarea copiilor migranți și are loc la București. Doamna ministră va susține experiența Republicii Moldova, dar și va audia experiențele altor state în acest domeniu. Totodată, ministrul afacerilor interne va avea astăzi o întrevedere cu secretarul general adjunct al ONU Christian Saunders, care se află într-o vizită în țara noastră. Și în cazul ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, vicepremierul Bolea va efectua joi, 21 martie, o vizită de lucru în raionul Anenii Noi, unde va discuta cu agricultorii din regiune și va vizita 3 afaceri agricole. Reamintesc pe această cale că ministrii au de fiecare dată în agenda ziua de joi pentru vizite în teritoriu. Respectiv, invităm presa regională, cetățenii, asociațiile de afaceri să contacteze cu echipele ministerelor atunci când sunt aceste vizite pentru a discuta problemele cu care se confruntă pe fiecare domeniu în parte. Ministrul Sergiu Prodan va efectua și el o vizită de lucru, dar de această dată ministrul va merge la Căușeni. Reamintesc că pe linia Ministerului Culturii continuă programele de organizarea evenimentelor în diasporă asociate Mărțișorului, dar și programele curente în activitate de promovare a tradițiilor și valorilor naționale. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Muraru, va efectua o vizită de lucru în raionul Rezina, acolo unde va avea mai multe întrevederi și discuții cu reprezentanții din domeniul justiției. Totodată sunt și alți colegi care au o agendă variată. Detalii despre aceste deplasări și plecări le puteți consulta pe paginile de Facebook ale instituțiilor responsabile sau pe paginile ministrilor din domeniul de responsabilitate. La secțiunea mea clasică, imun la dezinformare, vreau să vorbim despre acele minciuni pe care le vedem în spațiu public și, desigur, ca să le comentăm și să aducem de altfel elementele de adevăr în aceste conversații. Domeniul care cumva este vizat frecvent de minciuni este cel al integrării europene. De exemplu, o minciună pe care o tot vedem și este incredibil și probabil cei care o vor auzi, unii ar fi putut să creadă, alții ar fi pus-o la îndoială, dar tot auzim că dacă vom intra în Uniunea Europeană, Rusia ne va ataca. Deci este și această sperietoare lansată în spațiul public. Deci adevărul este simplu, nici o țară membră a UE nu a avut vreodată război pe teritoriul ei și nu a fost atacată de altă țară, pentru că Uniunea Europeană este un proiect al păcii, care în această perioadă a reușit să consolideze pacea și liniștea pe acest teritoriu și al prosperității. Vorbim în primul rând aici de prosperitatea economică. Moldova este o țară și ea mică, pașnică, care nu va ataca pe nimeni, nu sunt asemenea intenții. Cel mai bun mod de a ne proteja este să aderăm cât mai repede la Uniunea Europeană și să fim prezenți la această mare familie a țărilor pașnice, prospere, care se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor în primul rând. Noi vrem să avem relații bune cu toate țările lumii, noi nu vrem să avem probleme, nu știu, cu cineva și nu avem probleme nici cu Rusia în cazul de față, dar avem o problemă gravă cu tancurile rusești, cu amenințările de ordin militar care vin din partea Kremlinului.
Berlinului. Asta este o problemă. Și aici vreau să punctez că să fii membru al UE înseamnă să dezvolți relații bune cu toate statele în interesul și beneficiul cetățenilor. Și trebuie ca toate celelalte state să respecte Republica Moldova și oamenii săi pentru aceste alegeri. Dar tradițional reiau și recomandările mele clasice. Verificați informațiile din surse oficiale. Nu promovați, distribuiți sau transmiteți informații care nu sunt verificate. Spuneți și la vecin, vecină, la apropiați, la rude, la cumătru, atunci când vedeți că lucrurile pe care le transmite poate nu sunt adevărate, aveți grijă să informați, pentru că de fiecare din noi depinde corectitudinea și adevărul din spațiul public. În cazul în care vedeți dezinformare pe rețele sociale, raportați direct pe platforma pe care ați găsit-o, la radio sau TV, sesizați Consiliul Audiovizualului. Și desigur că informați-vă din prima sursă, canal oficial de verificare a informațiilor guvernului și atunci când consumați produse mediatice, apelați la produse credibile și demne de încrederea dumneavoastră. În încheiere, vă mulțumesc tare mult pentru că de fiecare dată, acum la cel de-al 50-lea briefing pe care îl susținem, mulțumim tuturor celor care ne urmăresc, mulțumim din suflet echipei de comunicatori, direcției comunicare, colegilor din echipele Privesc Eu, dar și Air Live, care sunt de fiecare dată alături de noi și transmit în direct acest eveniment. Reamintesc, sloganul nostru este comunicare transparentă în beneficiul cetățenilor și o vom continua să o facem cu maximă dăruire. O zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!